Da. Bună dimineața tuturor! Deci vreau să vin cu actualizarea datelor în contextul situației epidemiologice din Republica Moldova. După cum am menționat ieri, avem 80 de cazuri deja înregistrate de COVID-19. În acest context total au fost investigate 670 de persoane și din cifra respectivă vreau să menționez că avem cazuri de import 34, Italia, Marea Britanie, Franța, Cehia, Elveția, Ucraina și Federația Rusă. Cazuri cu transmitere locală avem 44, Chișinău 21, Hâncești 14, Sângerei 2, Ialoveni 2, Ștefan Vodă 2, Soroca, Cantemir, Orhei, câte un caz. După cum am menționat, în regiunea din stânga Nistrului avem înregistrate 2 cazuri de COVID-19. La Spitalul Toma Ciorba, la momentul actual, sunt internate 67 de persoane diagnosticate cu coronavirus de tip nou, dintre care 6 sunt în stare gravă, 4 persoane sunt în stare satisfăcătoare, 55 cazuri sunt cu evoluție stare medie. La Spitalul Clinic de Boli Contagioase pentru Copii avem 8 copilași care sunt internați și starea acestora este cu o evoluție medie. La Spitalul Clinic Republican, la momentul actual, avem internate 2 persoane, una este într-o stare medie și una este o persoană, deci cu stare gravă, vorbim de persoanele care mai rămân încă cu infecția COVID-19. Suplimentar vreau să vin cu actualizarea informației care a fost prezentată de către Ministerul Afacerilor Interne. Pe parcursul la 24 de ore au fost aplicate amenzi pentru persoanele fizice care au încălcat regimul de autoizolare, care au avut un comportament agresiv în raport cu lucrătorii medicali sau care au declarat date false în fișele epidemiologice. 24 de persoane au fost sancționate contravențional. Persoane juridice care au fost sancționate 19 și transportatorii auto care au fost sancționați 23. Între jurnaliști ne întreabă care este starea de sănătate a gravidei. Vreau să menționez că starea de sănătate a acestei este satisfăcătoare și medicii ne-au informat că nu există nici un risc pentru dezvoltarea fetului. Suplimentar, sunt persoane care se adresează la minister, dar și către alte autorități, invocând faptul că treceau procedura de tratament prin dializă în România, în mod special în Iași, și cum procedează ei în continuare, pentru că în momentul în care ies de pe teritoriul Republicii Moldova și ulterior intră, conform rigorilor legislației, sunt obligați ca să respecte regimul de autoizolare. Vreau să menționez că aceste persoane sunt persoane din grupul de risc. De aceea noi chiar solicităm să se abțină de la călătorii în afara hotarelor Republicii Moldova și Ministerul, chiar din start, când a apărut această problemă, a coordonat cu prestatorii serviciilor de dializă și toate persoanele respective pot și sunt, în cazul respectiv, îndemnate să treacă tratamentul prin dializă pe teritoriul Republicii Moldova la prestatorii care oferă serviciile respective și sunt contractate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Și foarte mulți ne întreabă vis-a-vis de faptul că există sistarea transportului interurban, există dificultăți pentru ca personalul medical să ajungă la locul de muncă. Vreau să menționez că deja am coordonat și instituțiile medico-sanitare publice strategice, inclusiv și asistența medicală urgentă prespitalicească, a prezentat care sunt listele acestor persoane, localitățile din care vin și noi vom organiza și deja organizăm transportarea personalului medical care vin din suburbii, care au nevoie ca să ajungă la locul de muncă și nemijlocit și acasă. Și pe această cale vreau să aduc sincere mulțumiri și structurilor statului, este vorba și de Ministerul Apărării, dar și de Parlamentul Republicii Moldova, care ne-a oferit mijloacele de transport și care
vin într-un suportul personalului medical. Și în concluzie vreau să reiterez încă o dată sincere mulțumiri și aprecieri pentru personalul medical. Astăzi, la ședința punctului focal, am discutat cu fiecare dintre conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice și am menționat că una dintre problemele cheie actualmente care este și susținerea angajaților, este nu doar partea financiară, dar și partea morală. Pe această cale, încă o dată, vreau să încurajez pe medici, asistente medicale, infirmiere, vis-a-vis de faptul că tot ceea ce fac este în interesul cetățenilor Republicii Moldova și este extrem de înalt apreciat de către noi și vă aducem sincere mulțumiri tuturor. Și niciodată nu m-am gândit că am să mă bucur atât de mult că afară plouă. Mă bucur din punct de vedere al problemei de secetă prin care trece Republica Moldova, dar în calitatea mea actuală de Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mă bucur și sper că ploaia va condiționa și va fi acel impediment, de fapt, pentru mulți dintre cetățeni care așa și nu s-au responsabilizat sub aspect de a sta acasă, să nu iasă din casă. Și sper că ploaia, în cazul respectiv, va veni în ajutorul și vine în ajutorul sistemului medical pentru ca persoanele să stea acasă, să evite aglomerațiile. Stați acasă! Sănătate și o zi frumoasă tuturor!